Fostul președinte al Franței, Valéry Giscard d'Estaing, a murit aseară după ce în ultimele luni a fost internat de mai multe ori pentru probleme cardiace. Valéry Giscard avea 94 de ani și s-a stins în locuința familiei sale din centrul Franței. El a condus țara între 1974 și 1981 și s-a remarcat prin faptul că a fost cel mai tânăr președinte francez. În timpul mandatului său au fost implementate mai multe reforme sociale, precum introducerea divorțului prin acordul soților, legalizarea avortului și reducerea vârstei de vot de la 21 la 18 ani. A fost de asemenea cunoscut și pentru faptul că era un pro-european convins.